A început demolarea, s-a reluat, nu e corect să spunem că a început, am văzut că unii ați și vorbit despre asta, s-a reluat demolarea acelui palat de pe strada Mugorski. Da? Știți bine că am fost împreună la fața locului când am dat startul demolării și un etaj a dispărut destul de rapid atunci, după care s-a oprit totul datorită unor motive tehnice, că trebuiau, nu știu ce, soluții generate pentru ca demolarea se poate face fără afectarea clădirilor din imediată vecinătate, pentru că era aproape lipit palatul de clădirile de alături. Ei, s-a reluat demolarea și eu vreau cu această ocazie să reiterez fermitatea față de toți cei care încalcă legea. Nimeni nu va fi tolerat. Nu ne interesează cât a costat ridicarea acelui palat. Nu s-a respectat autorizația de construcție, s-a încălcat legea. Dacă s-a încălcat legea, cel ce e vinovat trebuie să suporte consecințele. Consecințele sunt demolarea. Unii vin să spună, da, dar de ce demolați? Că mai bine ați face acolo locuințe pentru sărmani. Păi, nu putem să încălcăm legea, trebuie să înțelegem regulile unei societăți sănătoase. Într-o societate sănătoasă, nimeni n-are voie să încalce legea. Iar dacă o încalcă, trebuie să plătească pentru asta, indiferent ce poziție ocupă. Asta e o regulă simplă și nu avem cum să facem noi concesii cuiva, nici n-am putea, pentru că nu avem cum să confiscăm o proprietate. Legea ne permite doar să demolăm și oricum n-am păstra un chici ca și acela, că am fost împreună acolo. Pentru noi ați fost aproape toți cei de față, ați fost cu mine în fața locului și ați văzut cum arăta. Arăta groaznic. Nu putem să tolerăm în orașul nostru așa ceva. Și evident că nici nu putem să intervenim discreționar. Iarăși, un lucru care ține de corecta înțelegere a regulilor de funcționare a unei societăți sănătoase, a unui stat de drept. Nu poate primarul să meargă cu buldozele după el și să arate cu degetul ce să se demoleze când are el chef. Că unii au astfel de așteptări. Primarul trebuie să respecte legea el înainte de oricine. Nu poate să facă abuz. Adică la un abuz reacționezi printr-un alt abuz. Păi unde ajungem dacă procedăm așa? Ce poate să facă primarul? Și primarul Robu a făcut asta, da? Poate să sesizeze organele abilitate, să aștepte hotărâri judecătorești care îl mandatează să treacă la executare silită, dacă e cazul, la un moment dat, pentru anumite construcții ilegale. Și când a fost cazul, am făcut. Am făcut asta chiar în prima parte a mandatului meu, cu o clădire de pe strada Glad, dacă vă duceți aminte. Ea a trecut așa, mai nemediatizată acea demolare.